La data de 1 februarie în Republica Moldova este marcată Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală. Cu această ocazie, primarii din Raionul Soroca au fost felicitați de către președintele Raionului cu diplome de merit. Cu diplome din partea Asociației Primarilor au fost felicitați primarii care au 3, 4 și chiar 5 mandate de aleși locali. Domnul Anatol Pânzari, primarul Comunei Crimicii. Autonomie, eu sunt cot, nu înseamnă că trebuie să ne scoțăm de la și împreună a să rezolvăm toate problemele care se în fața noastră. Se felicită domnul Cosmo Ursan, primarul Comunei. Cetățenii s-au săturat de promisiuni. Ei așteaptă reforme și așa mai departe. Noi acum trebuie să mergem să facem reforme, să ieșităm pe moșii buni, pe toți, să facem lucruri frumoase. Mandatele să meargă înainte. Eu de mandate nu mă tem, mă dezvoltat să avem. Prin emiterea hotărârii de guvern de stabilirea acestei sărbători, administrația publică centrală a recunoscut că administrația publică locală totuși este o putere, este un factor de decizie pentru rezolvarea problemelor și implementarea reformelor care astăzi, acum în Republica Moldova, este într-o perioadă foarte intensă de implementare a acestor reforme. Deși agenda lor rămâne a fi încă cu multe probleme care necesită soluționate, primarii spun că depun toate eforturile ca oamenii din localitățile lor să ducă un trai cât mai decent. Responsabilitatea pe care au aleșii locali și funcționarii publici este foarte mare. Ori cetățenii ne-au acordat mandatul pentru a aduce acele servicii publice pe care le prestăm în satele și comunele noastre spre binele cetățeanului, pentru un trai decent, pentru condiții de viață mai bune, pentru colaborarea cu agenții economici, pentru deschiderea noilor locuri de muncă la țară, în satele noastre. Ziua de astăzi este o zi, cam, aș spune eu, de totalizare, cam ce a făcut primarul în timp de un an de zile. La moment putem să facem o totalizare și s-a făcut în timp de aproape întreg mandatul, de acum când suntem spre sfârșitul mandatului. Suntem în slujba oamenilor, a poporului și, desigur, avem și o responsabilitate enormă ca să prestăm servicii de calitate cetățenilor noștri și odată la 4 ani venim în fața lor și atunci se observă și se vede și se arată cât de calitativ ne-am dus noi mandatul în acești 4 ani de zile. În majoritatea cazurilor, toți primarii din Raionul Soroca au dat dovadă de profesionalism, au dat dovadă de capacitatea de a conduce, de a atrage investiții extrabugetare, de a aplica acele proiecte care au fost atrase și, evident, de a găsi soluții pentru gestionarea problemelor din teritoriu. Ce ne rămâne nouă la ziua de astăzi? În primul rând, să le urăm ca bugetele pentru anii și 2015 pe anii viitor să nu fie mai mici decât au fost până acum, până în anul 2015. Și, evident, că le urez că să aibă posibilitatea de a trage cât mai multe fonduri la proiectele inițiate de autorități locale și nivelul 1 și nivelul 2, deoarece ce condiții n-ai creat pentru cetățeanul nostru, tot ele par puține, deoarece la realizarea unor probleme apar altele. Ziua Autonomiei Locale este marcată în Republica Moldova din anul 2013.